grele, prin furtuni și prin cuptor. Și spunea versurile, refrenul, că am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat, dar Tu, Doamne, m-ai vegheat, căci mi-ai vrut aur curat. Și cântarea spunea că cu un singur cuvânt pe cel rău l-ai înfrânt. Și datorită Lui, datorită bunătății și a harului, putem să mergem înainte. Câteva versuri care spune despre Petru. Și el a trecut prin încercări, prin valuri, prin pușcărie, dar Domnul cu un sigur cuvânt a dus pace și liniște. Cum vântul își deslănțuie aripa peste furtuni și valuri înălțate, la fel a fost Irod, numit Agripa, un împărat din veacuri îndepărtate, autoritate foarte renumită în tot ce avea și în tot ce a săvârșit, cu suflet dur și inima împetrită, pe credincioși și sfinți i-a prigonit. Era dotat cu arta declamării. Când el, Irod, vorbea, mulțimea a strigat: acesta-i Dumnezeu răzbunării, impunător și foarte înfricoșat. Petru de fildeș și de pietre scumpe stătea orgoliosul eduit, dictându-le cu multă amenințare să fie robi Imperiului vestit. Înconjurat cu gardă de onoare, cu ofițeri de armată iscusiți, se poate stinge orice mișcare ce s-a revi printre israeliți. Nu s-a temut de nimeni mai tare decât urmașii lui Iisus Hristos, căci biserica e forța uimitoare ce l-a ținut în umilință jos. Deși a încercat pe sfinți să-i prigonească, deși a pus în lanțuri și în butuci, n-a reușit pe toți să-i nimicească, căci ei, cântând, purtau acele cruci. Irod murdar, înveșmântați în sânge, și fiu, și tată, și bunic vrăjmaș, Rahela geme îngenunchiat și plânge, căci i-au ucis micuții copilași. Când Ioan Botezătorul, prin credință, păcatul lor le-a arătat, în loc să se întoarcă cu căință, ei l-au ucis și capul le-au tăiat. Când s-a născut Iisus Hristos, Mesia, ai zis și tu că vrei să te închini, dar ți-ai ascuns în umbră viclenia și i-ai mințit pe oamenii străini în templu sfânt, iarăși sărbătoare. S-au strâns din nou mulțime de norod, dar Petru e legat, e la închisoare, din ordinul acelui Irod. De data aceasta, paza e dublată. Sunt 16 tineri înarmați, ostași din garda cea mai onorată, cei mai destoinici și mai tari soldați. La porțile închise ferecate stăteau acei teribili păzitori să nu mai poată nimeni străbate din neamul celor care sunt muritori. Iar în celula cea mai depărtată, la întuneric, între doi soldați dormea adânc pescarul de altădată, în rândurile celor condamnați. Căci mâine îi va fi decapitarea, Irod, Agripa îl avea în plan ca să-i pronunțe în public condamnarea ca și lui Iacov, fratele lui Ioan, să-i satisfacă pe nenumărații, pe saducheii marelui sobor, ce așteptau să vină condamnații ca să-i ucidă în prezența lor. Să curgă iarăși sângele în arenă din spada ce-o purtase Arhelau, cu dor de răzbunare și de ghenă pe Simon Petru. Ei îl așteptau. Să terminăm odată cu pescarul ce strânge oameni în a lui nevod. Suntem de acord cu Roma, cu Cezarul, suntem de acord să-l judece Irod. Fiți gata, dar în zorii dimineții, când soarele pe cer se va ivi, să vă adunați în mijlocul pieții ca să vedeți cum Petru va muri. Să vină toți iudeii cei cu vază. Irod anunță foarte încântat, știind că Petru e ținut sub pază și în lanțurile groase e legat. Dar e miezul nopții, cerul se deschide și niciodată parcă așa de tare și luna parcă tuturor vestește că noaptea aceasta e noapte de salvare. Irod în pas se învârte și transpire cu vise frământate tulburat, că-i zor de zi,
iar cei chemați se mire ca lui anunț grozav, e anulat. Cum e imposibil de această dată? Cum cununa mea de aur, de ofir, să fie năruită și pătată? Nu, pescarul astăzi va muri martir. Cel rău și-n visă și încordează arcul, dar în zadar, căci acei neprihăniți s-au adunat în casa lui Ion Marcu să stea în rugăciune neclintiți, să mijlocească pentru izbăvirea sărmanului apostol osândit, care vestea la oameni mântuirea și pe Iisus Hristos cel răstignit. Și în timp ce ei stăteau în rugăciune, în noaptea aceea, plină de mister, în temniță se întâmplă o minune. Un înger sfânt s-a coborât din cer. S-a coborât să spulbere întreaga răutate, să-l umilească pe Irod cel rău, să știe toți că mai presus de toate e unul ce se cheamă Dumnezeu. S-a luminat întreaga încăpere, căci îngerul era victorios. El a venit din cer să-i dea putere la slujitorul lui Iisus Hristos. Și în timp ce el cu lanțuri ferecate, acolo între ziduri, dezbrăcat, dormea adânc cu mâinile legate, trimisul cel de sus l-a deșteptat și a zis: ridică-te, ia-ți haina, te încinge și încalță-te, căci timpul a trecut. Când îngerul de Petru se atinge, cătușile de fier s-au desfăcut. S-a desfăcut puterea pământească, s-a descuiat și poarta cea de fer. Zadarnic stau străjerii să păzească, căci izbăvirea a venit din cer. Ei s-au uitat, dar n-au putut să vadă. Prin fața lor salvatul a trecut cu îngerul până afară în stradă și îndată Petru liber s-a văzut. De-abia atunci s-a deșteptat din somnul lui ce adormise greu și a înțeles că îngerul, că Domnul l-a izbăvit din gheara celui rău. Apoi s-a dus la frață să-i întărească, la frață cei care au stăruit, ca să le spună, să mărturisească cum Dumnezeul lui l-a izbăvit. E Petru, frați, la poarta afară bate. Nu, bai îngerul ce-i seamănă leit. La slujitoare i-au răspuns: sunt frate, iar ceilalți căci toți s-au îndoit. Sunt eu, sunt Petru, Roda, hai deschide, ca să le spun la frați cum s-a întâmplat, cum dintre ziduri groase și solide, Iisus, Mântuitorul, m-a salvat. Cum au rămas soldații să păzească doar camera în care m-au ținut, căci n-au putut pe înger să-l oprească când printre ei cu mine a trecut. Cum porțile mi s-au deschis în față, cum nu am fost de nimeni oprit, căci Domnul vrea să mai îmi dea viață și din mâna lui Rod m-a izbăvit. Și-au mulțumit cu toții prin credință și-au binecuvântat pe Dumnezeu, care în luptă dă și biruință ca să-l învingem pe Satan cel rău. Mulțimea se deșteaptă din cetate, că stelele s-a dus, e dimineață. Irod colui pe Petru l-așteaptă cu sabia să ia lui viață, dar păzitorii curții se frământă că Petru nu-i. Irod e înștiințat. Cum a fugit? Agripa se spăimântă că el va fi acum dezonorat. Înveșmântat în hainele de gală, bătrânii lui Israel au venit. Irod stătea în loja principală, dar Petru nu-i, că Petru e zbăvit. Să vină comandanții închisorii să-mi raporteze ce s-a întâmplat. Dar ce puteau să spună păzitorii? Căci n-au dormit și totuși l-au scăpat. Cum l-a scăpat? Irod îi ocărește. În locul lui, acum voi veți muri. Cu sabia păgână îi lovește, astfel cu moartea el, Irod, îi pedepsi. Dar n-a scăpat nici el să nu-și primească Irod răsplata pentru sângele vărsat, că judecata dreaptă și cerească l-a pedepsit și vermii l-au mâncat. Iar Petru iarăși a pornit pe ape cu îngerul, cu Domnul împreună, pe păcătoși din lanțuri să-i scape și de salvare sfântă să le spune:
dragii mei, să fie pentru toți îmbărbătare, să fie pentru toți victorios, căci nu există în lume încercare să ne despartă de Iisus Hristos. Așa va fi noaptea de răpire, când îngerul din somn ne va trezi, se vor scula și acei din cimitire, căci lanțurile morții vor pieri. Așa va fi noaptea de salvare, când Mihail, al nostru voievod, îl va zdrobi cu veșnică pierzare pe Lucifer, pe tatăl lui Irod. Iar noi, ca Petru, vom pluti pe ape și vom uita de zidurile reci, căci va veni chiar Domnul să ne scape și îi vom sluji sus în cer, în veci de veci. Amin.